Bună! Sunt doctorul Vladislav Debnar și prin această rubrică îmi propun să înțelegem anumite afecțiuni medicale și să conștientizăm riscurile care pot apărea dacă nu sunt tratate la timp. Astăzi vorbim despre ce se întâmplă dacă nu tratezi un sindrom de tunel carpian. Sindromul de tunel carpian este o boală progresivă, deci evoluează după caz mai lent sau mai rapid spre agravare. Fără o decompresie chirurgicală a nervului median, această boală invalidează pacientul prin dispariția completă a sensibilității în degetele 1, 2, 3 și 4. Amiotrofia, sau mai exact topirea musculaturii inervate de nervul median, își face apariția. Aceasta duce la tulburări și dificultate în mânuirea obiectelor, iar ulterior pacientul începe să scape obiectele din mână. În final apar dureri nocturne insuportabile. Atenție mare la ameliorarea durerilor la nivelul mâinii după o perioadă cu dureri intense. Acesta este un semn de agravare și denervare ireversibilă. Nu recomand tratamente alternative și naturiste pentru sindromul de tunel carpian și evitați părerile neavizate de pe diverse forumuri, deoarece riscați să pierdeți timp prețios pentru nervul care se află în suferință. Din păcate, multe din cazurile care mi se adresează ajung tardiv și am avut ocazia să văd cazuri în stadii foarte avansate, în care pacientul nu mai putea dormi noaptea de durere. Încurajez pacienții să se informeze corect, să citească și să înțeleagă totul despre sindromul de tunel carpian și să mă contacteze pentru a se lămuri cu toate aspectele legate de suferința lor. Insist să recomand ca intervenția chirurgicală să fie efectuată într-un stadiu incipient, înainte de instalarea leziunilor ireversibile, și vă stau la dispoziție pentru întâlniri și programări la consultații. Sindromul de tunel carpian operat la timp, fără amânări inutile, asigură recuperarea rapidă în procent de 100%. Ne revedem data viitoare cu un nou episod din Sfatul Sănătos. Până atunci, dacă ai considerat această informație utilă, poți să o distribui și prietenilor tăi. Iar dacă vrei să găsești articole ajutătoare, poți accesa oricând site-ul bestetic.ro.